Garda de Mediu este în plină campanie de verificare a instalațiilor de frân și a societăților care le manipulează, iar inspectorii de la Garda de Mediu Hunedoara spun că din 10 serviciuri, 7 au fost cu probleme. Peste 50% dintre cei controlați au fost sancționați. Încă din 2019, comisarii Gărzii de Mediu au atras atenția la nivel național că firmele care produc și manipulează frân nu sunt toate autorizate și, la acel moment, o unitate din două nu avea autorizațiile necesare, iar mecanicii foloseau agenții de răcire contrafăcuți, mai ieftini și care distrugeau și instalația de aer condiționat.